Este importantă lucrarea ambilor părinți. Locuința celor neprihăniți o binecuvântează. Proverbe, capitolul 3, cu versetul 33. Cuvântul lui Dumnezeu ar trebui citat pentru a încuraja mintea tinerilor și ar trebui să fie standardul corectitudinii lor, îndreptându-le greșelile, luminându-le și călăuzindu-le mintea, lucru care va fi cu mult mai eficient în reprimarea și controlarea temperamentului impulsiv decât cuvintele aspre care îi vor provoca la mânie. Fața senină și cuvintele vesele și încurajatoare vor lumina casa cea mai săracă și vor fi asemenea unui talisman care îi va ocroti pe părinți și pe copii de multele ispite care îi îndepărtează de dragostea din familie. Însă lucrarea de făurire a unui cămin fericit nu îi revine numai mamei. Tații au și ei un rol important. Soțul este liantul comorilor familiei, care printr-o iubire puternică, sinceră și devotată, îi unește pe membrii familiei, mamă și copii, cu cea mai puternică relație de unire. Lui îi revine datoria de a încuraja prin cuvinte înviorătoare eforturile mamei de a-și crește copiii. Mama își apreciază rare ori activitatea și de multe ori o subestimează atât de mult încât o socotește a fi o corvoadă casnică. Ea face aceleași lucruri zi de zi, săptămână după săptămână, fără să observe rezultate deosebite. La sfârșitul zilei nu poate să enumere multele lucruri mărunte pe care le-a făcut. Când le compară cu realizările soțului ei, simte că nu a făcut nimic care să merite a fi amintit. Tatăl vine acasă de multe ori satisfăcut de sine și povestește cu mândrie ce a realizat în acea zi. Ea nu a făcut nimic, doar a avut grijă de copii, a gătit și a făcut curățenie în casă. Ea nu a fost comerciant, nu a vândut și nu a cumpărat nimic. Nu a fost nici fermier, nu a lucrat pământul, nu a fost mecanic. Prin urmare, nu a făcut nimic ca să fie obosită. Dacă vălul ar fi dat la o parte, dacă tatăl și mama ar vedea cu ochii lui Dumnezeu activitatea unei zile și dacă ar înțelege cum compară ochiul celui infinit activitatea ei cu cea a tatălui, ar fi uimiți de descoperirea cerească. Tatăl și-ar vedea munca într-o lumină mai modestă, în vreme ce mama ar primi din nou curaj și energie ca să-și împlinească lucrarea cu înțelepciune, perseverență și răbdare. Acum ea a aflat valoarea lucrării ei. În timp ce tatăl s-a ocupat cu lucrurile care vor pieri și vor dispărea, mama s-a ocupat cu formarea minții și a caracterului, lucrând nu numai pentru viața aceasta, ci pentru veșnicie. Lucrarea ei, dacă este îndeplinită cu credincioșie față de Dumnezeu, nu va pieri niciodată. Amin.